această primăvară, mijlocul lunii martie, chiar pare momentul perfect pentru o vacanță la munte. De ce nu? Pentru că mai ales pentru că pârtiile sunt pline de zăpadă după nisorile recente, iar prețurile la cazare, dar și la serviciile de transport pe cablu, au scăzut la jumătate față de luna trecută. Așa că este momentul perfect pentru cei care vor, de exemplu, să învețe să schieze, cum sunt și eu. Pe Valea Prahovei, peisajul e fascinant. Soarele strălucește deasupra munților îmbrăcați în zăpadă. Mă aflu într-unul dintre cele mai spectaculoase puncte de belvedere de pe Valea Prahovei. De aici, de la Trei Brazi, pot fi văzuți munții Piatra Craiului, dar și Bucegii în toată splendoarea lor, cu văile sale pline de zăpadă, colții Morarului, dar și vârful Bucșoiul. Cei care s-au dat cu placa sau au schiat au fost încântați că iarna s-a prelungit. Foarte frumos, din păcate suntem începători, dar pârtea este foarte bună. Condițiile sunt ok. La Predeal și Azuga, stratul de zăpadă măsoară 30 de centimetri, iar la Sinaia, la cota 2000, ajunge la 1 metru. În mijlocul săptămânii este liber pe pârtie, iar tarifele la instalații au scăzut. În Azuga, un schipas pentru o zi costă 110 lei în loc de 140. Am venit să învăț și eu să schiez, că îmi place adrenalina și am zis că să încerc ceva nou. Nu prinde nici viteză mare, da. Dar e bună, pentru perioada asta e bună zăpada, se schiază. Încă două weekenduri la Predeal mai merge. Sunt și turiști care au venit în această perioadă la munte, special pentru a lua primele lecții pe schiuri. Iar dacă în plin sezon monitorii percepeau 120 de lei pe ora de schi, iată că acum prețurile au coborât la 80 de lei. Pe la începutul lunii februarie tarifele erau de 300-320 de lei, camera dublă pe noapte de cazare cu mic dejun inclus, iar acum vindem camerele cu 200-220 de lei de persoană. 80% dintre hotelurile și pensiunile de la munte vor fi ocupate în acest weekend.